În capitală, la Casa Carol 53, a avut loc un vernisaj de fotografie a automobilului Citroen DS, cea mai frumoasă mașină a tuturor timpurilor după revista britanică Classic & Sports Car. Automobilul DS a fost produs de compania Citroen între anii 1955 și 1975. La eveniment, 25 de fotografi au expus câte 4 fotografii care au prezentat viziunea lor asupra acestei mașini. Scopul acestui vernisaj a fost unul caritabil, iar sumele obținute în urma fotografiilor vândute vor fi donate pentru două cauze: pentru copiii orfani de la un centru de plasament și pentru o femeie bolnavă de cancer. Mașina atrage prin silueta fluidă și aerodinamică, rezultată în urma colaborării dintre inginerul André Lefebvre și Flaminio Bertoni.